Uite câteva lucruri de bază care o să te ajute să devii un fotograf mai bun. În cele mai multe cazuri, modul auto este cel mai ușor de folosit pentru că aparatul face totul de unul singur. Dar asta nu e cea mai bună modalitate de a dezvolta abilitățile ca și fotograf. Ce trebuie să faci este să folosești modul manual, însă pentru asta trebuie să studiezi și să înveți triunghiul expunerii. Hai să-ți explic pe scurt ce înseamnă triunghiul expunerii. Expunerea unei fotografii este controlată de 3 elemente: ISO, timpul de expunere și deschiderea diafragmei. ISO este sensibilitatea senzorului foto la lumină. Cu cât mărești valoarea ISO, vei avea o imagine mai luminoasă, dar vei avea și zgomot sau granulație în imagine. Zgomotul în imagine apare în urma faptului că senzorul foto este mai reactiv, mai sensibil la lumină, datorită folosirii unei valori ISO mai ridicate. Camerele foto din clasele superioare, mai scumpe și mai noi, au toleranțe mai mari când vine vorba de ISO, dar în general ar trebui să menții valoarea ISO la minim în majoritatea cazurilor. Mai departe, timpul de expunere sau viteza de declanșare este timpul cât senzorul foto rămâne expus la lumină până când cortina sau obturatorul îl acoperă. El este o valoare numerică de forma 1 pe x secunde și cu cât timpul este mai lung, cu atât vei avea o imagine mai luminoasă, însă asta afectează motion blur-ul creat de obiectele în mișcare din cadru. În mod practic, ar trebui să setezi timpul de expunere în funcție de nevoile creative și de rezultatul final. Un timp mai scurt pentru obiecte în mișcare sau fotografii de acțiune și așa mai departe, iar un timp mai lung e ok pentru lucruri sau obiecte mai statice. Al treilea element este deschiderea diafragmei. Practic, diafragma este orificiul prin care lumina pătrunde în cameră la senzor și este controlată de aparat prin niște lamele care se închid și se deschid. Cu cât diafragma este mai deschisă, vei avea o imagine mai luminoasă, iar o diafragmă mai închisă va rezulta într-o imagine mai întunecată. Diafragma mai controlează și adâncimea de câmp vizual. O diafragmă cât mai deschisă înseamnă pe lângă mai multă lumină și o separare de fundal mai pronunțată, bokeh-ul ăla pe care îl vrea toată lumea. Pe când la o diafragmă mai închisă, separarea de fundal nu va fi atât de pronunțată și zona în focus va fi mai largă. Ca o concluzie, cele trei elemente care controlează expunerea sunt strâns legate unul de celălalt și lucrează împreună. Simplu spus, dacă tai dintr-o parte, trebuie să compensezi în alta, în funcție de rezultatul final pe care vrei să-l obții. Dacă îți place fotografia și vrei să înveți mai multe din domeniul ăsta gratis, ar trebui să mă urmărești.